Zeci de locuitori ai municipiului Bălți au venit în centrul orașului pentru a susține candidatul partidului Șor la funcția de primar al Capitalei de Nord. Oamenii spun că o vor alege pe Marina Tauber pentru că au încredere în ea și fracțiunea din care face parte. În cadrul evenimentului, liderul partidului Șor, Ilan Șor, a intrat într-o intervenție în direct în care a dat asigurări cetățenilor că schimbările în localitatea lor se vor produce, întrucât echipa sa îndeplinește tot ce promite. Bălțenii mai afirmă că își vor da votul pentru Marina Tauber, candidatul partidului Șor la fotoliul de primar, pentru că își doresc un municipiu dezvoltat, curat și frumos, după exemplul Orheiului. Am venit să o susținem pe doamna Marina Tauber în aceea ce ea dorește și poate să facă pentru municipiul Bălți și să credem că e în stare, știe cum, știe în ce mod și o arătat până acum ce au făcut și la Orhie și la Taraclie. Susțineți candidatul partidului Șor? Șor, da. De doamne Scriviu și domnul Sozu. De ce anume pe ea? Eu cred că se-i schimbă ceva. Așa-i socot eu că într-adevăr m-a uitat orașul Orhiei, m-a uitat Jora, că am trecut pe acolo de jos. Mi-a plăcut foarte mult și eu cred că sper că ar fi așa. Eu sper. Vreți schimbări ca la Orhiei? Poți și nu-i bine. Cred în puterile doamnei Marina, fiindcă nu odată o arătat față și mă gândesc că tot în puterile echipei și sperăm că echipa va veni la putere și a să vedem schimbări și a să ne bucurăm și noi ca orheieni. Astăzi noi venim la Bălți pentru a renaște acest minunat, frumos oraș și să facem din el o adevărată capitală de nord a Republicii Moldova. Noi înțelegem că după fiecare promisiune se află în primul rând cuvântul meu personal, pentru care eu duc responsabilitatea. Dragi prieteni, noi înțelegem că în oraș va trebui să realizăm infrastructura de la zero.